Lectură patristică. Omilia a 27-a a Sfântului Ioan Gură de Aur la Sfânta Evanghelie după Matei. Oamenii care trăiesc în desfătări și cei cu putere nu se deosebesc într-un nimic de cei morți. Dacă nu trebuie să ne îndepărtăm de îndatoririle noastre duhovnicești, nici puțină vreme cât trebuie să o cheltuim cu îngroparea Tatălui nostru, gândește-te ce merităm noi, care ne depărtăm tot timpul de faptele ce se cuvin să le facem pentru Hristos, noi, care preferăm pe cele fără de preț celor de neapărată trebuință, noi care ne ocupăm de lucruri de nimic fără să ne silească cineva. Și cu acest prilej trebuie să ne minunăm de filozofia învățăturii lui Hristos, că l-a țintuit pe ucenicul său cu cuvântul său. În afară de asta, l-a scăpat și de mulțime de necazuri, de jale, de plânsete și de cele ce le aduce cu sine moartea. Că după ce l-a îngropat pe tatăl său, trebuia să se ocupe de testament, de împărțirea moștenirii și de toate celelalte ce vin după aceasta. Și astfel, valuri după valuri îl duceau departe de limanul adevărului. Pentru aceasta l-a ținut Hristos lângă el și l-a pironit de el. Dacă încă te mai minunezi și te tulburi că Hristos n-a dat voie ucenicului său să se ducă la înmormântarea tatălui său, gândește-te că mulți oameni nu îngăduie ca cei slabi de inimă să afle de moartea unora de-ai lor, fie tată, fie mamă, fie copil sau prieteni, și nici nu-i lasă să meargă după mort la mormânt. Și nu-i învinuim de cruzime, nici de neomenie, și pe bună dreptate. Dimpotrivă, ar fi o cruzime ca pe niște oameni ca aceștia să-i lăsăm să ia parte la jalea unei înmormântări. Dacă este un rău să jelim pe morții noștri și să ne zdrobim inima, apoi cu mult mai mare rău este să ne lipsim de cuvintele cele duhovnicești. Și din pricina asta Domnul a spus și în altă parte, nimeni care își pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Cu mult mai bine este să propovăduiești împărăția cerurilor și să smulgi pe alții de la moarte, decât să îngropi pe un mort care nu mai e de folos la nimic, mai ales când sunt cei care pot împlini lucrul acesta. De aici învățăm că nu trebuie să pierdem nici cel mai puțin timp când e vorba de îndatoririle noastre duhovnicești, chiar dacă ne-ar sili nenumărate treburi, și să preferăm pe cele duhovnicești tuturor treburilor, chiar celor de neapărată trebuință, și să știm ce este viața, ce este moartea. Mulți dintre cei ce par vii nu se deosebesc într-un nimic de cei morți, atâta vreme cât trăiesc în păcate, dar, mai bine spus, aceștia sunt mai răi decât morții. Că cel care a murit nu mai păcătuiește, pe când cel viu slujește păcatului. Să nu-mi spui că cel viu nu-i mâncat de viermi, că nu stă în coșciug, că n-a închis ochii, că nu-i înfășurat în giulgiuri de înmormântare. Nu, dar este într-o stare mai rea decât un mort. Nu-l mănâncă viermi, dar patimile îi sfâșie sufletul mai groaznic decât fiarele sălbatice. Chiar dacă are ochii deschiși, totuși e mai rău decât cel cu ochii închiși. Ochii celui mort nu văd nimic rău. Ochii celui viu, fiindu-i deschiși, strânge în jurul său nenumărate păcate. Unul stă în coșciug și nu-l mai mișcă nimic, celălalt însă este îngropat în groapa nenumăratelor sale păcate. Dar trupul lui nu-l vezi putrezit. Și ce-i cu asta? Înainte de trup i-a putrezit sufletul, a pierit sufletul și putreziciunea e mai mare. Mortul miroase urât 10 zile, celălalt împrăștie miros greu toată viața lui. Gura îi este mai necurată decât canalele. Deosebirea între unul și altul este că mortul este supus numai putreziciunii firești,
pe când celălalt putrezește datorită nebuniei sale, scornind în fiecare zi noi și noi prilejuri de putreziciune. Dar este purtat de cai? Și ce-i cu asta? Și mortul e purtat pe năsălii? Și iată grozăvia. Pe cel mort, legat cu giulgiuri și putrezit, nimeni nu-l vede că îl acoperă capacul sicriului, pe când pe celălalt, deși miroase greu, îl vede toată lumea. Se plimbă pretutindeni și-și poartă în trup, ca într-un sicriu, sufletul mort. Și dacă ai putea vedea sufletul unui om care trăiește în desfătare și păcat, ți-ai da seama că ar fi mult mai bine să zacă legat în mormânt decât să fie strâns de lanțurile păcatelor. Ar fi mai bine să aibă peste el o piatră decât povara grea a nesimțirii. Pentru aceea ar trebui ca rudele și cunoscuții unor astfel de morți, care nu mai simt păcatul, să se apropie de Iisus și să se roage pentru ei, așa cum a făcut Maria pentru Lazar. Nu te deznădăjdui, chiar dacă miroase greu, chiar dacă e de 4 zile, ci apropie-te de Iisus și ridică tu mai întâi piatra de pe cel mort. Și atunci îl vei vedea zăcând ca în mormânt, legat cu giulgiuri. Dacă vreți, să aduc înaintea voastră pe unul din boieri, pe unul din cei puternici. Nu vă temeți, n-am să dau nume. Dar mai bine spus, chiar dacă aș da nume, nici atunci n-ar trebui să vă temeți. Cine se teme de un mort? Orice ar face, mortul rămâne mort. Un mort nu poate să facă rău, mic sau mare, unui om viu. Să ne uităm la ei. Capul le este legat. Ca acela care are totdeauna băutura în cap, are toate simțurile astupate și legate ca morții, care s-a acoperiți cu capace și legați cu giulgiuri. Dacă vrei, uită-te și la mâinile lor. Le vei vedea alipite de stomac, ca la morți, și legate nu cu giulgiuri, ci cei cu mult mai groaznic, cu lanțurile lăcomiei. Lăcomia nu-i lasă să întindă mâinile spre milostenie, nici spre altă faptă bună, ci îi face mai nefolositori decât morții. Vrei să le vezi și picioarele legate? Le vezi iarăși strânse puternic de griji și de aceea niciodată nu poți să alerge spre casa lui Dumnezeu. Ai văzut mortul? Vezi-i și cioclul. Cine îi duce la groapă pe aceștia? Diavolul. El îi leagă strașnic și nu îngăduie ca omul să arate om, ci lemn uscat. Cum să mai arate unul ca acesta om când nu are ochi, nu are mâini, nu are picioare, nimic din unele ca acestea? Poți să vezi că și sufletul lor este tot așa de înfășurat. Este mai degrabă idol decât suflet. Așadar, pentru că oamenii aceștia zac în nesimțire și au ajuns ca niște morți, să ne apropiem pentru dânsii de Iisus, să-L rugăm să învieze, să ridicăm piatra de pe ei, să le dezlegăm legăturile. Dacă vei ridica piatra, adică nesimțirea lor față de păcat, vei putea să-i scoți îndată și din mormânt. Iar odată scoși, îi vei scăpa mai ușor de legături. De vei face așa, Hristos te va cunoaște, iar când vei învia și vei fi dezlegat, te va chema la cina sa. Așadar, toți cât sunteți prietenii lui Hristos, toți cât sunteți ucenicii lui, toți cât iubiți pe cel mort, apropiați-vă de Iisus și rugați-L pentru cel mort. Chiar dacă mortul miroase greu de tot, totuși nici așa rudele și cunoscuții nu trebuie să-L părăsească, ci cu atât mai mult să se ducă la Iisus. Așa au făcut atunci și surorile lui Lazar. Să nu încetăm a-L ruga pe Iisus, să nu ne oprim rugăciunile și cererile noastre până ce nu-L primim viu pe cel mort. Dacă ne vom îngriji așa și de mântuirea noastră și de mântuirea semenilor noștri, vom dobândi iute și viața ce va să fie, pe care facă Dumnezeu să o dobândim cu toții, cu harul și iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava în vecii vecilor. Amin. Cazurile drepților și din toate lui.
păzește-n toate oasele lor.